Bună ziua, bună ziua la toată lumea, prieteni, m-am trezit de dimineață așa vrenic, ca de obicei, am scos gunoaiele afară, foarte multe gunoi. Le-am scos la poartă, după aceea a venit mașina și le-a luat, am măturat un pic pentru că s-a mai rupt sacii pe acolo și n-am măturat bine, mătur mai târziu, pentru că acum mai am și altă treabă, ieri n-am gătit, n-am filmat. Azi, să faci o mâncărică bună, așa zic eu că e bună, dar de unde? Poate voi ziceți că nu e bună, dar eu așa pentru mine e bun ce fac. Mie îmi place orice ce fac. Și care e obicei? Am spălat și o vasă de când am să mai murdăresc seara, mai mănâncă copii, mai... Acum, ursul s-a dus după Leonardo, Alex vine mai târziu un pic. Și o să le fac, nu știu. M-am gândit să fac o tocăniță, n-am mai făcut de mult, tocăniță de pui. Dar mai întâi trebuie să mă duc să îmi dau jaca jos, pentru că a fost frig. Am fost și la dentist, am stat un pic acolo pe la ușă. A zis că nu are timp, să merg după ora 4, dacă mai merg, mă doare toată gura. De la măsea, mă doare tot. Am luat numai calmante, pentru că, na, acum e sezonul rece și... E frig, nu mai este cum era vara. Gata, s-a dus. Ne îmbrăcăm, ciorap groși în picioare. A venit frigul. A venit și Leonardo. Ursul s-a dus în oraș pentru că mai are ceva de făcut. Și am zis să fac mâncare. Tai puiul, îmi tai bucăți și nu o să-l pun pe tot să fac o căniță, dar să-l avem tăiat aici și pentru... Mai prăjesc și mai facem noi. A venit frigul, l-am dus pe Leonardo în casă să stea un pic la căldură pentru că e frig. Și a înțeles. Nu știu, parcă... Am filmat ieri de 3 ore, am început să filmez. Și n-am pus niciuna pe toate 3, le-am șters. Doar le începeam din nou. Nu mi-a convenit absolut nimic. Absolut nimic. Pentru că, da, am zis că toată lumea e cu gura pe mine, că zic așa, că așa. Pur și simplu mi-a venit nebunia, nu mai suport. Toți cu gura, că ce fac eu cu banii mei? Ce fac cu banii mei? Uite ce fac cu banii mei, dar nici atât. Ca să trăiesc. Cumpărături în fiecare zi, datorii ca să pot să îi dau când iau bani. Așa n-ai tu. Să cumperi, să poți să mă țin. Și trebuie multe, multe în casă. Și pentru copii și unul când are bani la fel. Cumpără, face, dar trebuie să-l ajut, că nici nu poate. Și am făcut de trei ori am început, de trei ori am șters tot dintre până. N-am mai vrut. N-am mai vrut pentru că mi-a venit nebunia. Nu mai am răbdare. Sunt cu nervii la pământ. Că mă vai chiar să ziceți că mă plâng iar de bani. Iau bani, dar facem datorii pentru că n-ai cum să trăiești așa. N-ai cum. Nu ajung bani. O lună de zile mie nu mi-ajung. Și mai sunt și facturi și alea și nu cum zice că îmi plăcește mie cineva cu rentă. Niciodată. Eu plătesc din banii mei. Eu singură. Atât. Nu mai discuții și nu mai vorbă. Ar fi bine să îmi plătească cineva. Ce era de bine, vă dați seama. Dar știți că îmi place adevărul și Dumnezeu m-ar bate dacă aș minți. Mă bate Dumnezeu și mai de tot decât sunt bătută de soartă. Pentru că nu e așa ușor să vorbească din gură și ce nu e. Vorbesc ceea ce nu e. Ce nu-i frumos. Dar Dumnezeu vă dată și dată face dreptatea. Adevărul, iasă. Iasă, dar până iasă, mă consum eu. Mă consum foarte mult. Pentru toată lumea care am dus mari, cât de mult. A devenit și ai mei din casă de numai. Da. Ah.
mei care nu mănânc singură bani. Nu mă duc să mă distrez, că ei să mă îmbrac, să iau ochii pe mine, să fac, să iau ochii, să mă duc la saloane, nu mă duc. M-am dus așa, că și când am mai vrut să-mi fac unghiile, dar nu m-am dus să-mi aranjez părul, nu m-am dus să mă distrez. Tot aici s-a dus. Absolut totul. Așa e, n-am vrut să mai filmez. N-am vrut, pentru că e prea multă răutate, e prea multă dușmănie, care mai de care, nu știu cum. Costă și nici hainele nu mai stau pe mine. Hai. Am pus cratița la încet, nici mâncare nu mai știu să mai spun ce fac. Un pic de ulei. Nu știți că când se duce, se duce tot. De multe ori se duce și gura, în care nu pot să mai vorbesc, când îmi vorbesc. Am mai făcut, deodată am obosit. Am obosit silic. Silic de tot. Pentru că n-ai cum să le zici la... Sunt multe vorbe, mult să vorbesc, comentarii. Nu mă deranjează comentariile, din contră. Mulțumesc tuturor. M-a deranjat foarte mult ceea ce a vorbit fratele meu. Nu am nimic, nu mai am nimic, nu mai vorbim despre nimeni. Ce-a fost el, de aici, ce-a făcut eu, nu. A umblat, a dus la bucătarul. N-am avut treaba aia. Vreau să vorbesc, să bufez, să... A venit și aia pe aici prin curte un pic, a plecat. M-am supărat puțin, m-am luat cu ea. Nu-mi place să recunosc. Începea să vorbească. Și am luat-o cam tare, așa că nu mai vreau. Mă agită. Nu numai vorba, gura, și fața. Când văd. Mi-a ajuns la cap, multe psihic, nu mai suport. Nu mai suport nici eu. Și eu aș vrea să fiu altfel, să fiu, să rau, să am răbdare destul. M-am învățat singură, nu mai suport. M-am învățat cu copii, cu urși și atât, cu Alin, când vine acasă. În rest, nu trebuie nimic. Fetița a mai fost la mine. Am mai dus în oraș la... să se înscrie la judo. Ce vrea să fac cu judo? În rest... Așa sunt familia mea. De nu mai e nimeni. Nu punem pe tot, că nu mâncăm atât de mult. Mâncăm mai puțin așa, în supărare. Mai opresc și prăpăjel, îi dau și sare. După aia duc ceapa acolo, îl prăjim întâi, la tocăniță. Nu prea mai sunt eu așa pregătită cum eram odată la bucătărie. Ați văzut că nu prea mai sunt așa. Nu mai am șorți, am șorți ăla, dar nu mai îmi convine de el, trebuie să-mi iau altul. Nu mai îmi convine de șorți. Și dacă l-am spălat, nu mai arată bine. Și dacă nu mai ați văzut că am făcut și frumoasele 10 minute, mai mult nu. Nu mai au răbdare, nu știu de ce. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Au pus dușmanii gura pe mine și gata, s-a dus. Am curățat ceapă, am curățat pe mine numai, ce să vă arăt, ceapă, un morcov, un ardei de ăsta sănătos.
Am făcut și vinul, l-am prescurat din tripon, din schiță, l-am pus în damijane, era mici. Dar nu știu să-l adesit eu. Hai să vă arăt cum am făcut vinul. Afară a ieșit soarele, datoră coare. L-am pus în damișe, dar încă nu l-am închis bine pentru că el ferbe, vedeți cum ferbe? Tot ferbe. Mi-am pus în sticla asta de sticlă, ăsta mai trebuie să mai completăm din el la damijenuțe. Și așa. Parcă s-a mai făcut altfel la culoare, pentru că era prea urât. L-am lăsat acolo în foișor, trebuia de prima dată să-l pun așa. Asta e. Am luat ștecher de aici, nu știu unde l-am pus, dar vedeți că nu prea se vede bine. Asta e. Nu știți. Că parcă... Nu știu, nu mai sunt eu aia. M-am afectat foarte rău, cu toate. De aceea sunt așa. Tot timpul am capul încălcat, capul obosit, creier. Mă lau și eu că fac o mâncare, ce pot. Îmi fac o grătare de rețete de la scumpe cu mâncărul scumpe. Ce pot. Să mă ceapă, după aia mai curățai încă două cepe, pentru că la tocăniță trebuie ceapă mai multă, dar uitați-mă, n-am mai ținut minte. Mă arată, lăsăm să crească ceața, am pus un pic din asta. Crească din el pe aia cu un pasă roșu. Aici am pus să fac un sandwich pentru Leonardo. Nu mai are răbdare, salam de s-a uscat cum e el. E aproape gata. Dacă lui e foame, am mai mâncat și la școală, da? Nu mai aștept după tocană. Am să-i fac un sandwich ăsta cald. Am pus și apă ca să fiarbă carnea mai bine. Am vrut să desfac o cutie de roșii de ăștia mai past, așa. Și am dat cu o bățită asta, am dat până am sărit pe mine tot. M-am șters, dar deja mi-a sărit și pe față și în cap știu. Am adus o sticlă de bulion de ăsta de care am făcut eu. Numai să vedem un pic ce gust are, să-l gustăm. Dar să-l am aceea, să mai pun la ciorbile. Este bun. Arată bine. Nu am făcut mult, dar am făcut puțin și bun. Trebuie să fac mult. Am făcut cât atât. E mâncare, a văzut că nu gătesc multă. Aici am pus să fac un pic de orez. Orez cu lapte pentru copii, se referă așa încet, că dicioara e cam mică. Și aici e tot pânința. Hai să luăm și lângura. Așa arată tot pânința. Și aici tot cardii. Băgăm tot ardiul la tot pânință, un ardii întreg.
Și vedeați, deja am tocat-o. Nu o să vedeți ce fac eu, dar știți. De tot. Ce fac ei. Ieri am mâncat și noi. Ce mai era carne? Nu știu de la cine era carne, era grătar. Pulpe dezglosat, era grătar. Cred că tot de la luci. Nu știu ce a zis. Ei au mai mâncat la... la bucătar. N-am gătit ieri. Am zis, dacă e duminică, să stau așa. Tot n-am stat așa, mă iartă Dumnezeu. Mi-am adunat moluzul care aveam în fața, acolo, de la lemne. Era adunat și m-am dus și l-am băgat în saci. Pentru că știu că vine mașina azi. Am băgat comina care am făcut vinul. Am gulit tot așa în sarge în aerul. Da. N-am spălat, dar n-am muncit așa. Trebuia să aduc un aer, comina alea, rămâneam cu ele. Am gulit comina, dar n-am spălat butoiul. Butoiul e în spate pentru că nu prea merge apa. Dar bine că l-am gulit. Lăsăm să fie albă așa și ardeiul. Orezul. Nu credeți că eu stau numai la mâncarea asta? Am spălat afară masa de inox, care e lângă întregase. Am spălat-o cu detergent, am șters-o. Pentru că nu-mi plăcea. Grătarul m-a luat cenușii de alea, măturat frumos. Așa nu stau numai lângă mâncare, dar numai că nu iau telefonul după mine așa să plimbare tefetul, vă dați seama. Fac și eu mai multe treburi, ca să ies piele toate. Tocănița aproape, e gata. Să decorăm și orezul. Nu știu cum e din apa asta, scoală cărticioara din nou, dar nu știu dacă se vede. Se vede ce fac. O dată, o dată, nici eu nu mai știu ce fac. Nu fac așa. Să răspășit cărticioara. Să punem din nou. Oalele puse frumos, spălate, mai am ele la rubinet ce mai e pe acolo, ce-am mai scos ei din beci. Să le scoat, să le pun la lucrurile din beci, pentru că nu-mi place să stea la rubinet. De ce am luat și bidonul cu comina, am golit-o el, pentru că nu-mi place să stea pe acolo. Să vadă bidoanele, toate alea vin curte. Le spălăm frumos, le ducem la locul lor. Dar las, că am făcut eu. Nu mor eu cu fac treaba. Mie îmi place să fac. Vreau să fiu pusă la punct. Cum e la toată lumea.
și laptele. Să punem lapte, punem zahăr, punem sare. Pentru că, vedeți, eu îmi fac filmări singură. De fiecare dată, ca să-mi pot să mă descurc, îmi fac singură. Nu m-am dus la nimeni, n-am apelat la nimeni să mă să filmez. N-am filmat lumea pe stradă. Am zis că îmi fac singură aici. Ce vrea Dumnezeu să-mi dea, hai. Nu m-am dus la nimeni să caut filmări. Ați văzut cum am dus rar. Poate a filmat la mama când a fost sărbătoarea. Dar are niciunde. Și nici la mama nu prea bine să filmez de multe ori. Nu prea bine mie. Am pus un kilogram de lapte. Pentru că e orez și acum să fac încet. Îi dăm și sare. Cam multă sare. Lăsăm încet acum. Oprim tocănița. Și punem și verdeața. La ușă o mâncare care o fac. Tocănița arată bine. Nu vreau să fac mâncare multă. Am mai avut și bumbarza călită și am dat-o la câteva. Noi nu mâncăm mult. Mursul mănâncă puțin, mănâncă seara, nu mănâncă. Supărat. Dar cu lingura jos. Încet. Îi punem și la spate acum. Apoi, nu-l mare gura pe mine. În loc să spun că să pun zahăr, am înnebunit. Ce se întâmplă, nu știu. Așa e cum pun eu alții gura. Și au gura mai spurcată. V-au pus gura pe mine și gata. Nu mai învețe bine deloc. Deloc, deloc. Absolut deloc. Nu mai merge bine.